Salutare, prieteni! Am revenit cu un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint cloștile mele. Mai am în jur de vreo 3. Am această cloșcă roșie, o am de 2 ani de zile. Acesta este al doilea an când mi-a căzut cloșcă. Are o săptămână și ceva ouăle de când am pus-o. Are vreo în jur de vreo 15 ouă, cam așa. Acum să vedem ce pui va scoate și ea. Ia uitați cuibul cum stă, stă foarte bine cloșca. Pe fiecare zi o eliberez să mănânce. Aici la găini. Acum să vă arăt altă cloșcă. Aici am pus altă cloșcă în locul la celei albe. Ia uitați-o, asta are și ea în jur tot la fel de vreo 15 ouă, cam așa. Stă bine, stau bine. Tot la fel, eliberată pe fiecare zi, în care. Asta mai are apă aici, că a rămas de la cea albă. Sunt foarte bine, stau foarte bine aici. Aceasta stă mai bine ca cealaltă, are coșul ăsta mai mare. Acum, să mergem și la cea de-a. Aici avem cea de-a treia cloșcă. Văd, asta am pus-o ieri, pe 12 ouă. Văd că deocamdată nu prea stă bine așa pe toate. Până se așează și ea, văd că acest ou de aici este, nu este încălzit. Zic, o să așeze bine. Vedem, are vreo 12 ouă, v-am zis. Acum vedem ce pui va da. Are câte de ieri e pusă. Orice caz. Acum o să mergem să vă arăt și puișorii pe care i-a scos cea albă. Punem pe pauză și ne întoarcem. Am venit. Aici avem cloșca, cea albă, cu 13 puișori. Mi-a scos 16, dar din păcate nu mi-au trăit toți. S-au îmbolnăvit. Le-am dat concentrate cu ou. Puișorii mănâncă foarte bine. I-am băgat aici în cotez la găini. Noaptea închid aici, închid ușa. Stau foarte bine, ce să zic. Ia uitați mama lor ce îi învață să mănânce. Ia uitați puișorii. Am vrut să vă filmez. Acesta nu prea e un vlog interesant. Am să vă fac așa un update la păsări, adică la găini și la puișori, să vă arăt noutățile. Sunt mulțumit. Vreo 6 ouă nu mi-a scos deloc. Avea o pui în ele, dar din păcate nu mi-a scos. Nu știu ce a pățit, ce au făcut. Cam acesta a fost vlogul. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă abonați, cei care nu sunteți. Și să spuneți acolo în secțiunea de comentarii cum vi se par puișorii mei. Instantaneu nu am vrut să mai impun cloșcă, dar am insistat eu și până la urmă am pus. Dar o să mai sacrific din cele bătrâne, din cocoș. Ieri am tăiat și cocoșul mai mic, cel de-al treilea cocoș, știți, cocoșul cel galben. Am sacrificat. Deci ne întoarcem cu un nou vlog. Să fiți cu ochii pe canal, să dați acolo un follow pe Crescătorii Alex Radu. Pe Facebook Alex Radu mă puteți căuta. Vorbim acolo dacă vreți să mai discutăm ceva, chestii. Mă găsiți acolo, iar noi ne vom întoarce în curând cu un nou vlog. Acesta a fost videoul meu. V-am pupat!